Consilierii locale ai municipiului Megidi au fost convocați în ședința extraordinară marți 12 iunie, începând cu ora 17. Pe ordinea de zi se aflau inițial trei proiecte de hotărâri, unul fiind retras până la începerea ședinței. Ședința nu s-a ținut întrucât au fost prezenți 9 dintre cei 19 consilieri locali. Marți, primarul Valentin Vrabi a convocat consilierii locali din Medgidia în ședința de îndată ce avea înscrise pe ordinea de zi două proiecte de hotărâri. Primul proiect consta în modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 156 din 19.10.2017 privind aprobarea proiectului Culture Eternity finanțat prin România-Bulgaria Cross Border Cooperation Operational Program în parteneriat cu primăria orașului Elena, Bulgaria, precum și a contribuției de 2% din bugetul proiectului, dar nu a putut fi supus la vot deoarece nu a fost întrunit cvorumul necesar. Bună ziua! Sunt prezenți 9 consilieri. Așa, ședința extraordinară a Consiliului Local în Egidia din data 12 iunie, Poreșați, nu poate fi declarată deschisă, întrucât nu este împlinit cvorumul prevăzut în articolul 40 aliniatul 1 legea 215 din 2001, conform cărora ședințe se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locale. Cea mai scurtă ședință. Cea mai prima și mai scurtă. Pot spune doar un cuvânt. Vital. Această ședință de astăzi era vitală. Domnii consilieri care au absentat intenționat știau acest lucru. Așa sunt tratați. Așa este tratată Medgidia de acești domni consilieri, care mulți dintre ei sunt de foarte multe mandate. Chiar avem consilier în sală care e de 6 mandate, consilier local. Și în toată această perioadă nu au făcut decât să distrugă Medgidia, distrugând toată economia, angajând-o în datorii bancare și de tot felul pe zeci de ani. Bineînțeles, acei bani nu se regăsesc în Medgidia. Iar acum, de 2 ani de zile, primăria municipiului Medgidia are o singură șansă, atragerea de fonduri europene. Lucru la care lucrăm continuu de 2 ani de zile. La ora aceasta, când vorbesc mai puțin și împlinesc 2 ani de zile de la validarea mea în funcție de primar, primăria municipiului Medgidia a realizat 38 de proiecte, mai are în lucru încă 2 proiecte, cu o valoare de peste 110 milioane de euro. Depuse, cum spuneam, 38 și se lucrează la încă 2 proiecte. Parte dintre ele deja însemna contracte de finanțare. Ghidurile după care se finanțează aceste nevoi ale Medgidiei sunt clar definite de instituția europeană. Noi trebuie să facem ce ne spun ei, nu noi trebuie să le spunem ce să facă să ne dea bani. Adică ei ne dau 98% din toate investițiile în Medgidia, noi doar contribuim cu 2%. Iar pentru a obține aceste resurse, acești bani de care avem mare nevoie în Medgidia, trebuie să întocmim munți întregi de documente. Funcționarii din primărie în ultimii 2 ani de zile au lucrat și sâmbete și duminici și zi și noapte, alergând după diferite avize, diferite lucruri de care clar e nevoie în întocmirea întregii documentații a unui proiect, s-au alergat sute și sute de mii de kilometri. Iar după ce această documentație se întocmește, se pune pe masa consilierilor locali, așa cum am făcut și astăzi. Consilierii locali, fără să facă nimic, doar să ridice mânuța, aprobă acele documentații care au toate avizele necesare. Raportul de specialitate, referatul de necesitate, raportul de specialitate, avizul de legalitate, expunere de motive, deci toată documentația în regulă. Iar domnii consilieri, prin absența lor, batjocoresc cetățenii. Consilierii locali au obligația să participe la toate ședințele de consiliu. Deci au obligația. Nu este un moft și nimeni nu e obligat să vină să candideze, mai ales când oamenii își pun speranțe în niște oameni care ar trebui să vină cu idei, nu să gândească fel și fel de lucruri, cum să blocheze ca Medgidia să nu se dezvolte. Spre exemplu, am convocat în ședință de îndată pentru
un proiect european. Consiliul local s-a spus că i-am anunțat prea devreme. Întâmplător, astăzi, Primăria Constanța a convocat în ședință de îndată, în aceeași formă pe care am convocat eu consilierii săptămâna trecută, și astăzi se dezbate culmea, de îndată, pentru că așa e acelui finanțatorul, același proiect cultural pe care trebuia să-l dezbatem și noi săptămâna trecută. Acum am revenit cu o ședință extraordinară, iar nu s-a întocmit cvorum, nu s-a realizat majoritatea necesară. Deci, cred că acest proiect va pica și va pica din dezinteresul unor oameni. Și mai mult și-au bătut joc de munca a sute de oameni care lucrează la aceste proiecte. Și-au bătut joc de resursele care s-au cheltuit, de energia care s-a canalizat ca aceste proiecte să fie eligibile. Eligibile și finanțate. Se mai spunea în spațiu public că acel proiect cultural am mințit și nu era aprobat. Pot să vă pun la dispoziție presei o notificare din data de 27.03.2018, unde spune clar: suntem notificați, acceptat la finanțare. Aici spune clar pe locul 7, uitați aici, Elena cu Mercedia sunt finanțate. Deci, de fiecare dată eu când pronunț ceva, sunt întotdeauna acoperit de vorbe. Se vrea răstălmăcirea lucrurilor pe care le spun eu pentru a deveni necredibil. Numai că documentele sunt cele care arată buna credință și rea credință. Primarul Valentin Vrabie i-a acuzat pe consilierii locali din Medgidia de situația economică a municipiului de peste canalul Dunăre, Marea Neagră. Eu sunt un om răbdător, ambițios și curajos. Și o să continui să arăt cetățenilor municipiului Medgidia o adevărată față a consilierilor, de fapt, care sunt vinovați de dezastru din Medgidia, mă repet, pentru că ei sunt de mulți ani de zile consilieri. Iar acum, când avem un colac de salvare, și la ora aceasta Primăria Municipiului Medgidia are cele mai multe proiecte accesate din România și o să vedeți o situație care, la care se lucrează acum, deci în 2 ani de zile Primăria Municipiului Medgidia este pe locul 1. De ceva timp de când au constatat, să spun, și dușmanii Medgidia, cei consilieri care au distrus Medgidia și acum o blochează, când au constatat că am ajuns cu proiectele la implementare, încep prin diferite tertipuri să blocheze aceste proiecte. Sunt bani nerambursabili. E adevărat că eu nu știu să fac ce au făcut ei, să fac credite la băci, să îndatorez pe zeci de ani. Eu sunt foarte drastic. Dacă am un mandat de 4 ani de zile, în interiorul celor 4 ani de zile, îmi fac strategia proprie. Atât am dreptul să angajez la plată și la datorii 4 ani. Toată munca este pe 4 ani. Nimeni nu-ți mai garantează că tu mai obții un mandat sau al doilea mandat sau al treilea mandat. Și vreau să arăt că în 4 ani de zile nu o să iau niciun leu credit și dacă nu mă blochează consiliere, o să atrag cei mai mulți bani europeni și guvernamentali, bineînțeles, că la orice linie de finanțare se deschide, noi suntem primii cu documentația depusă. Cel de-al doilea proiect aflat pe ordinea de zi a fost aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru etapa 2 a proiectului Modernizarea, extinderea și optimizarea consumului energetic, sistem de iluminat public în municipiul Medgidia. Unul din proiectele de astăzi este chiar aprobarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea iluminat public în Medgidia. Documentația la care iar s-a lucrat de 2 ani de zile, iar axa respectivă se închide cât de curând. Acolo principiul este clar. Primul venit, primul servit. La ora aceasta în regiunea sud-est nu s-a depus niciun proiect pe modernizare iluminat public, eram primii. Și atunci aveam garanția că obținem acea finanțare. Tergiversând aceste aprobări de care, așa spune ghidul european, trebuie și aprobarea Consiliului Local, riscul de a pierde acești bani, 3 milioane de euro, deci nu datorii la bănci, cum erau capabili să facă unii, sunt bani nerambursabili și, mă repet, la care lucrează sute de oameni. Iar prin comportamentul
nici nu știu cum să-l cataloghez al consilierilor. Umilesc o întreagă breaslă și un grup de 350 de oameni cât numără primăria municipiului Medgidia, care în tot timpul acesta s-a vrut să pară demoni, să pară oamenii răi și nu este deloc așa. Oamenii ăștia muncesc, sunt tăcuți, își fac treaba, iar rezultatele muncilor este batjocorită de niște consilieri locali care se, în momentul în care ajung în funcțiile respective, cred că ei decid soarta și viața oamenilor din Medgidia. Se pare că e o mare greșeală. Cetățenii vor vedea și vor sancționa la vremea respectivă. Inițial se afla și un al treilea proiect pe ordinea de zi, care mai apoi a fost retras. Este vorba despre aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Medgidia pe anul 2018.